Astăzi am primit un nou colet, al treilea din ultimele pe care le voi primi anul acesta. Iarna nu fac comenzi, întrucât este frică ca acestea să nu fie lovite de îngheț. În țara noastră nu sunt temperaturi foarte scăzute. Pericolul constă în aceea că atunci când coletul vine la aeroport, eu nu știu în ce condiții se păstrează coletul. Și dacă oficiul, depozitul se află afară, mi-este foarte frică că le supun riscul de îngheț și aș putea primi plante înghețate. Iată de ce, iarna, facem pauză. Dar vânzătorii sunt foarte bravi. Ei, de obicei, fac ca coletul să fie destul de bine împachetat. De exemplu, acum ultimul care l-am primit este acoperit, deci toată cutia înăuntru este acoperită cu material de sintepon, ceea ce nu permite înghețului ca să pătrundă și să lovească plantele. Așa, deci, primul pe care l-am despachetat este Pulvinata Frosty. Așa, este o pulvinată deosebită, iarăși variegată. Mai am o variegată, dar aș vrea să am o dublură, mai ales o dublură atât de colorată în mov. Deci asta este prima suculentă. Are deja mici rădăcinuți pe care le-a făcut timp de 11 sau 12 zile cât a fost în tranzit. Ceea ce îmi place, apropo, iarna, este toamna târziu, este că plantele nu se întind, spre deosebire de ultimul colet pe care l-am primit, unde majoritatea eceverilor s-au întins, acum niciuna nu s-a întins. Chiar și alea care au potențial de a se întinde, de data asta nu s-au întins deloc. Pulvinata Frosty variegată. O comoară. Așa. Următoarea este eceveria liliacina variegată. Ce îmi place la această eceverie, de ce mi-a atras atenția, e că are frunzele într-un mod neobișnuit făcute. Sunt arcuite într-un mod neobișnuit. Liliacina pe care o am eu nu are așa formă. Mai degrabă, are formă ca această liliacină. Am luat două liliacini, erau la reducere și ambele variegate. Cea pe care am eu acasă este curată, fără variegații. De ce am luat două? Pentru că ambele se diferențiază tare. E clar că ambele au fost încrucișate cu alte tipuri de ecevere, de-aia s-au primit atât de diferite. Iată, cea pe care am eu acasă, forma frunzelor este exact așa. Aceasta are o altă formă a frunzelor. Deci parcă un pic imperfecte. Deci forma nu este a frunzelor, nu este una și aceeași pe toate frunzele. Deci fiecare frunză are designul său, să spunem așa, pe când această eceveria, liliacina, are același tip de frunze. Deci rădăcinile s-au uscat, va trebui să le îndepărtăm și să dăm voie ca celelalte noi să crească mai mari și să înrădăcineze planta bine. Sunt mulțumită de ambele. Deci, una cu forme mai neobișnuite și asta cu forme mai bine definite, să zicem așa. Asta mai nedefinite și asta mai mult definite. Și una e mai deschisă la culoare și alta e mai închisă. Sunt sigură că când acestea vor crește mai mari la anul, vor arăta nemaipomenit. L-am luat la reducere în cadrul unui concurs organizat de către vânzători. Credeam că sunt mai mari, dar toate astea pe care le-am luat la concurs au venit foarte mici. Dimensiunile nu sunt mici? Bine, nu e nimic rău. Sunt ok cu asta. Doar că nu m-am așteptat că o să aibă dimensiune atât de mici.
Următoarea cerere este Peacocky Bluette variegată. Nici asta nu s-a întins, asta are un potențial enorm de întindere. Dar, după cum vedeți, a venit foarte ok, tare sănătoasă, întrucât este plină de rădăcinuțe albe proaspete. Planta matură arată nemaipomenit, fenomenal. Iată de ce atunci când căutam printre ceea ce a pus vânzătorul la concurs, am zis că neapărat o doresc. Vreau și eu un Peacocky Bluette foarte frumos. Este cu gheruțe roz sau roșii la capătul frunzelor. Tare frumoasă plantă. Și asta, micuță, cred că are în jur de 3-4 cm, dar e ok. Următoarea plantă luată la concurs este Graptopetalum Hermes variegat. În mod normal, Graptopetalum e mai desfăcut. Acum, pentru că vânzătorul a trimis să fie cât mai compact în cutie, are formă așa, dar de obicei e mai plat. Când am văzut cu cât vinde cumpărătorul, vânzătorul planta matură de Hermes Graptopetalum, am rămas șocată. De fapt, de ce să ascund? O plantă matură de Hermes Graptopetalum, Hermes variegat, costă în jur de $100. Eu am luat-o mult mai puțin, mai ales că era și în cadrul unui concurs. Așa, este foarte drăguță. Are frunzele mov închis cu variegații roz. Îmi place foarte mult. Ai plină de rădăcinuți. Așa. Cât e de drăguță. Cât e de frumoasă. Îmi place foarte mult. Abia aștept să o răsădesc și să văd cum se deschide. Da, foarte frumoasă. Îmi place mult. Așa. Acesta este un Pachyphytum compactum. Eu nu am mai văzut Pachyphytum variegat în așa mod. Și de-aia am zis că al meu ești. Am participat la concurs, l-am câștigat eu, la un preț foarte, foarte bun. Ca să vedeți ce... Ai, 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 cât e mic și frumos! Ia uitați-vă cât de galben este! Acum nu mai trebuie să mă rog ca să se prindă. Uitați-vă cât e de frumos și pe partea dorsală a frunzelor. Ai, auleu, și cât e de frumos de deasupra! Mamă, ce Pachyphytum frumos! Și se vede foarte bine și frunzele, forma lor. Abia aștept să crească mare. Abia aștept să se mărească și să-mi bucure ochii. Nu doar la 2 cm sau 1 cm jumate cât are asta, dar mult mai mare să crească. O să mă strădui să am grijă. Așa, deci nu are nicio rădăcinuță, o să o tai ca să facă noi. Vai, cât e de frumoasă! Raritate. Exclusiv. Nu am mai văzut. Și apropo, n-am văzut la niciun vânzător, doar la el. Da, am o comoară de data asta. Foarte frumos. Asta este o ecevere agăvoidă Tinkerbell. Are mai multe capete. Este un cluster. Nu m-am decis dacă să le pandantez aparte sau să le las în cluster. Cu toate că mie și așa îmi place. Tare, tare cute arată, tare frumos. Chiar și așa. Dar o să mă gândesc. În dependență ce planuri am. Dacă vreau să le mulțesc sau dacă vreau să le păstrez așa. O să mă gândesc. Dar ai drăgălaș. Da. Și acesta e de dimensiuni mici. Tare drăguț. Da. Frumos și acest Tinkerbell. Opa, mai a căzut. Așa. Următoarea ECVR este Gemstone. Eu le-am dat nume dinainte, adică am înscris numele pe... Așa, pe ele, întrucât vânzătorul niciodată nu le
numerotează, nu le dă nume și le-am scris eu dinainte ca să aveți idee despre ce vorbesc atunci când le arăt. Așa. Acesta este Cevera Gemstone. Este agavoidă, cel mai probabil, cu gheruțe. Așa le zic eu, e cevere cu gheruțe. Îmi plac foarte mult ceverile care au acest spin la capătul frunzulițelor. Sănătoasă, din toate părțile răsar aceste rădăcini. Abia așteaptă să bea apă și să fie plantată. Uitați-vă ce culoare frumoasă are. Mov închis spre negru, pudrat cu culoare argintie peste acest mov închis. Geometric vorbind, are o formă perfectă. Iată de ce îmi plac mult ieceverile de tip agavoid, pentru că sunt aproape perfecte. Dacă celelalte ieceverii pot fi avea forme mai puțin definite, păi agavoidele mereu aproape sunt perfecte ca formă. Minunată plantă. Pur și simplu minunată. Și atât de ieftină și atât de minunată. Aceasta este Echeveria Pink Purple. Nu știu cât e de originală denumire aceasta. Echeveria Roz Mauve. Dar eu cred că sunt atâtea sute și mii de echeverii noi, încât breederii, cei care le propagă, nu le mai ajunge denumiri pentru a le oferi. Și pun și așa câte o denumire interesantă. Deci echeveria Pink Purple are niște frunze foarte cărnoase, pline cu apă. Mi-a plăcut desenul de pe frunze. Chiar am foarte puține echeverii negre sau brune. De-aia am vrut să umplu colecția cu încă o astfel de echeverie. Atât de mult îmi plac acest tip de echeverii. Îmi place foarte mult când ele sunt grele, când sunt cărnoase, mari. Chiar e drăguț. Îmi place foarte mult. Sunt tare mulțumită. E perfectă. Foarte frumoasă. Așa. Mai avem o echeverie agavoidă. Nu-i cunosc denumirea, nici vânzătorul nu o cunoaște. A pus-o la concurs. În schimb, este variegată. Foarte frumoasă. Ai, când se va desface, va fi... Acum parcă are forma unui rug. Unei lalele. Nu știu cum se mi spun. Dar când se va desface, se va vedea toată frumusețea și splendoarea ei. Parcă e un rug arzător. Parcă arde focul. Da, foarte frumoasă echeveria, cu gheruțe. Și foarte sănătoasă. Uitați-vă în ce formă perfectă vin ele toamna târziu. Ador, nu știu. Trebuie cumva de abținut vara. De comandat și de comandat doar în octombrie, noiembrie. Pentru că astfel nu se deformează. Cele care au venit cu capurile întinse, am fost nevoită să le tai și să le pun din nou să dea rădăcini și astfel să crească frumos sub lumină. Și tulpina, mama, a rămas pentru a face copii și pentru înmulțire. Deși eu aș fi vrut să nu pățesc așa ceva. Așa. E o frumusețe. Echeveria Beyoncé. Ce-am pățit eu cu Beyoncé-a mea pe care am comandat-o? Am avut o Beyoncé foarte mare, de vreo 10 cm, rozeta, frumoasă. Dar mai n-am pierdut-o din cauza unei boli. Făinare. A început să mucegăiască. Probabil, nu știu, multe cauze pot fi, dar a fost atacată, i-am tăiat capul, planta mama a făcut copii noi, dar ceea ce e interesant e că atunci când acest tip de... Deci această echeverie Beyoncé e mică, nu se înțelege că e Beyoncé. Am confundat-o cu alt tip de echeverie.
Abia acum toamna, când a început scăderea de temperatură, a apărut și primele semne că puiice sunt de fapt ceva ribeionse. Și anume, iată aceste mici formațiuni care apare pe interiorul frunzelor la Echeveria beyonce. Au apărut acum toamna și am înțeles că de fapt 4 pui pe care i-am nu sunt niciun fel de Metallica Decora, dar sunt de fapt Echeveria beyonce. Și am mai dat comandă de un cluster de Echeveria beyonce. Aș vrea să am mai multe, să le împart cu alte colecționare de aici de la noi, că sunt frumoase și aș vrea să le aibă și ele. Ador Echeveria beyonce, chiar e deosebită, e plină de striații. Are formațiunile astea în interiorul frunzelor. Tare frumoasă. Tare, tare frumoasă. O să mă decid cum fac. Probabil mai întâi o să o plantez. Aș vrea ca tulpina aceasta să rămână întreagă și vie. Pentru asta va trebui mai întâi să o plantez, ca să se hrănească din contul acestor rozete. Și apoi, la primăvară, când această tulpină se va prinde, o să le tai capetele. Aceasta va continua să dea capete noi, pui noi, iar acestea deja le voi avea ca plante aparte. Așa și o să fac. Nu aș vrea să risc iarna acum, când vine frigul, pentru că eu le țin la temperaturi nu atât de mari, gen 10-11 grade în camera în care le țin. Și mi-e frică că atunci când o voi uda, să se strice. Aceasta este Echeveria Blue Metal. În poze era mult mai verde. Aici se văd că e destul de mov. Mai avem o Blue Metal acasă și s-a făcut cogemite Blue Metal. Am adus acum Echeveriile în casă din seră. Are în jur de 15 cm, rozeta e enormă, dar frumoasă. Și aceasta este Echeveria Blue Metal cu variegație verde sau galben. Și ea este strânsă un pic în sus din cauza transportării, da? Deci tocmai frunza s-a înduiat. Dar nu e nimic. Când se va desface, se va vedea toată frumusețea acesteia. Blue Metal. Drăguță. Tare drăguță Echeveria. Următoarea Echeverie se numește Bluebird. De aia a fost Blue Metal. Asta e Bluebird. Ce mi-a plăcut la ea este stratul de deasupra frunzelor. În poze era argint, aproape că. Dar la mine acasă, ea nu este argint, ea este cu adevărat blue, albastră. Iată, în sfârșit, văd o Echeveria albastră, albastră. Poate camera nu redă atât de bine albăstrimea ei, mai mult parcă e surie, dar eu țin în mâna mea o Echeveria cu adevărat albastră. Vedem când își va reveni, cum va fi, când se va desface frumos, când va crește mare, dar chiar e frumoasă. Și văd că are potențial de striații. Îmi place mult. Frunzele nu sunt exact aceleași la fel, care e mai mică, care e mai mare, dar asta nu o face mai urâtă. Chiar e deosebită. Așa. Abia așteptăm să-i vedem potențialul. Vai, ce bine că nu s-a întins. Vai. Dacă e așa, înseamnă că și următoarele două culete, plantele vor veni tare întregi, pentru că și acolo am niște comori luate la concurs, la preț mic, dar tare, tare rare. Așa, următoarea, cu care avem de-a face, Graptoveria Silver Star. Graptoveria Silver Star. Este și aceasta o graptoverie variegată, desigur. Mai cad frunzele de la bază, dar nu e nimic. O vom pune la, dacă se va prinde, o vom pune să dea rădăcini.
Așa, deci graptoverea Silver Star a venit un pic mai... A trebuit să ne ocupăm, să o igienizăm un pic de frunzulițele care s-au uscat în timpul transportării. Cam cad ultimele frunze, dar nu-i problema. Ceea ce îmi place la aceste graptoverii, la graptoverii, da, ceea ce îmi place, este că capătul frunzelor este nu doar cu gheruțe, dar parcă și se întinde un pic. Da? Deci, are niște gheruțe alungite. Nu s-a întins, este perfectă. Un pic frunzele de la bază nu prea sunt stabile, dar asta nu e o problemă. Deci vom tăia aceste rădăcini uscate, iată, deja se rup și așteptăm ca aceasta să dea rădăcini proaspete. Deci se vede că vânzătorul le-a tăiat de foarte mult timp și într-adevăr le-am comandat cu 3 săptămâni în urmă, timp în care piciorul a reușit să depună o crustă deasupra. Vedeți cum ieceveriile pe care le-am văzut până acum, majoritatea deja au rădăcinuți. Aceasta, de exemplu, nu a format, dar asta nu este o problemă, va forma și ea. Sunt unele care mai rapid dezvoltă rădăcini, sunt altele care mai greluți. Dar atunci când știi cum să le îngrijești, asta chiar deloc nu e o problemă. Unica problemă e frigul care urmează să vină și udare mai rară, dar eu cred că vom face față, avem experiență. Următoarea este opalina. Opalina variegată. Când am făcut comanda și mi-am pus în coș plantele pe care doresc să le iau, a apărut și concursul și atunci am mai adăugat dublu. Deci opalina am luat-o la fel la concurs. Ei, cum să nu te îndrăgostești de ea? Când o vezi, a fost dragoste la prima vedere. Așa. Ai, ce frumoasă e. Ai, 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 ai. Uitați-vă ce frunze alungite are, nemaipomenite. În jur de 5 cm, 6 cm o frunză în lungime. Și de un roz deosebit. Rozul dinăuntru, deci înăuntru este mai mov. Iar în afară, cu cât merge spre latura frunzei, cu atât devine mai piersic rozul. E o comoară și asta. Băi, ce frumusețe! Mai, chiar e frumoasă! Ia uitați-vă! Ai, deosebită! Câtă fericire poate aduce ceea ce îți place cu adevărat! Mie o mare, mare plăcere mi-aduce faptul că mă ocup, că colecționez aceste plante deosebite care parcă sunt niște bijuterii mici. Deci, practic, e o colecție de bijuterii vii. Da, deosebit de frumoasă. Aici avem un cluster de graptopetalum. Graptoverie Debbie, nu graptopetalum, le încurc mereu, sunt... Este graptopetalum, este graptoveria, dar aceasta este graptoveria Debbie. Eu am o graptoverie Debbie, dar aceea e o graptoverie simplă, dar foarte frumoasă, vreau să spun. Am un exemplar minunat, pur și simplu, iar acesta... Este un exemplar cu 3 capete și partea asta, na, 2 capete are de fapt, partea asta a început să dezvolte frunze galbene. Da, deci ele acum arată nu atât de bine. Ele au obosit în timpul drumului, s-au scurs de apă, da? Deci se vede că frunzele de la bază nu au vlagă, sunt uscate, planta se hrănește. Deci în centru rozetei frunzele sunt pline de apă, cărnoase. Nu au riduri, să zic așa, dar pentru că planta se hrănește din contul, deci ea a apă din contul frunzelor de la margine. Mereu are de suferit frunza de la margine. Vai, ce culori! Și ce mi-a plăcut la ea este că partea aceasta începe să dezvolta
colorat și puiul inclusiv dezvoltă, deci în partea asta variegație. Și când o să-și revină și o să o arăt pe urmă, apropo, o să filmez și celelalte plante pe care le-am primit în coletele trecute și veți vedea cât de frumos s-au prins. Nu am nicio pierdere și s-au prins frumos. Chiar dacă asta pare foarte obosită, deshidratată, curând va arăta ca o regină. Un exemplar deosebit. Opa! Iată așa căzut prima frunză. Dar era de așteptat. Este galbenă. Nu e chiar atât de sănătoasă. Respectiv, a decis să ne părăsească. Nici nu are rost să o pun la scos rădăcini. L-am înmulțit pentru că mă îndoiesc foarte mult. Ca experiment o să încerc. De ce nu? Dar mă îndoiesc. Mă îndoiesc că va da pui. Pentru că nu are clorofilă deloc. Ce este asta? Nu are denumire. Da, nu are denumire pentru că nu știu ce este. Parcă e un fel de setosa, pentru că are pufușor. Dar eu tare rar am văzut plante variegate cu pufușor. Echeverii variegate cu pufușor. Așa. Deci concursul acesta mi-a dat doar comori. Da, este, seamănă a fi o echeverie setosa, pentru că e pufoasă. Și în centru rozetei, precum și la margine se vede, de fapt, are variegație galbenă. Da. Deci este o setosa foarte, foarte rară. Sau, mă rog, ce-o fi ea, dacă o-i găsi cumva, zice că e setosa. Dar mai vedem. Dar oricum, este o echeverie rară de tot. Ador când primesc în colecție plante rare. Îmi râde sufletul. Oricare colecționar când găsește ceva rar, prețuiește foarte mult. Și e foarte fericit, ca și mine de altfel. Da, ce frumoasă e, mamă! Hai, dacă când va fi hidratată și pusă sub luminele alea mele, care le vor face ca toată iarna să nu-și pierdă culoarea, ci din contră să dezvolte o culoare mai proeminentă, ai, abia aștept. Abia aștept să dau start procesului. Asta nu știu ce este. Seamănă cu Pilvor Nürnberg. Seamănă, nu știu. Dar cert este că este, da, variegat. Mi-a plăcut în desenul frunzelor când am dat comandă. Deci, pe parcurs și-a mai pierdut din culoare, dar da, nu-i strică asta din frumusețe. Da, iată aici se vede variegația în spatele frunzelor, pentru că aici nu... Ai! A căzut. Da, sunt slăbite. Astea de la bază sunt foarte slăbite. Dar nu e nimic, iată se vede piersicul. Ai, ce de drăguță ești! Eu știu că ai potențial frumos, da. Nu vreau să le desfac, pentru că mă tem că o să le traumez mecanic. Nici într-un caz nu-mi doresc acest lucru. De-aia o să-i dau voie să se desfacă singură. Știți ce-mi place la ea? Mi-am adus aminte. Are variegație din câteva culori. Este și verde, și mov, și roz, și piersic. Parcă îi arde focul aici în spate, da? Da. Aștept să se desfacă singură, ea poate să se desfacă singură, nu o voi trauma, de-aia o să o las așa. De fapt, de altfel ca pe toate celelalte pe care le-am despachetat. E tare drăguță. Nu m-am abținut să nu o iau, chiar dacă nu știu cum o cheamă. Asta nu e un impediment, nici de cum. Încă un juvaier. Asta se numește Echeveria Mirine. Am zis că, deci vreau ceva negru, cum am spus la început de video. Vreau ceva culori un pic mai deosebit decât roz, decât albastru, decât... Vreau ceva... Așa. Iată, asta este. Și asta tot are frunzele umplute cu apă. Pline, pline, pline. E din genul ăsta, care e plin cu apă. Tocmai se simte când o iei în mână, se aude cum...
Da, se aude. Deci, celelalte nu fac așa sunete. Iată, asta tot este din genul, da, deci plină cu apă și de o plăcere de a fi atinsă. Deci, un sentiment plăcut tactil. Mirina mi-a plăcut pentru că e un soi de galben murdar amestecat cu mov. Este o rozetă perfectă, geometric. E rotundă, e frumoasă, cărnoasă. E un exemplar foarte și foarte reușit. Deosebită. Mai frumoasă. Am primit niște plante extraordinare. Nu știu ce e asta. Ceea ce mi-a plăcut și de ce am comandat-o este că vine ca cluster. Încerc ultimul timp să comand și clustere, pentru că în primul rând pot avea o dublură în caz că pierd una din plante. Iar aici chiar 3 capete sunt. Nu știu care este denumirea ei. Pe parcurs poate o să înțeleg ce este. Vânzătorul doar a postat-o ca fiind variegată. Mie mi-a plăcut forma frunzei ascuțită, alungită și așa. Deci, așa, iată, să iau, așa, ca să, așa. Deci, ultima este variegată, asta este variegată, de fapt, toate trei sunt variegate, doar că fiecare, în mai mult sau mai puțin, deci într-o oarecare măsură mai mult, altele mai puțin. Și pe asta o să o plantez întreagă și apoi pe parcurs o să o delimitez, deși nici nu știu. Vedeți, aici unde e uscată nu prea a dat rădăcini, în schimb aici face rădăcini. Este foarte deshidratată și vrea să bea apă, dar e atât de frumoasă. Cât e de drăguță! Cât de frumoasă va fi când se va desface! Eu deja presimt. Asta este eceveria minimă. Nici nu m-am imaginat că denumirea ei o va descrie perfect. Când m-am uitat pe poză, credeam că e dita mai cluster de eceverii, dar el e... Ai, că e micuț. Eceveria minimă. Eceverii în miniatură. Culoarea mă dă jos. Forma e foarte frumoasă. Așa, uite, s-a desprins. Da, doilea s-a desprins. Da, iată de ce. Toate au fost tăiate de pe o tulpină mult mai groasă. Deci tulpina are în jur de un centimetru, avea. Iar ele s-au desprins. Chiar e minimă. Ții, capurile niciun centimetru nu au aproape fiecare. Din rozete. Da, e atât de drăguță. Puișuri, bobocei. Bine, înseamnă că o să le scot pe toate și le voi planta aparte. Aici chiar n-am încotro, pentru că nu are rost să plantez bucata asta de tulpină uscată. Mai rău o să fac, de aia o să le plantez aparte și fiecare sper să facă câte un cluster aparte, pentru că iată așa cluster micuț mi-aș dori să am, care nu ocupă mult loc. Asta este un Pulidonis Gold. Hai să vedem ce e cu acest Pulidonis Gold luat la concurs. Este foarte mic, are vreo 2-3 cm. Evident, este o plantă foarte rară, dar la preț bun și foarte mică. Deja o să știu pe viitor că vânzătorii pun la concursuri plante miniatură, în miniatură, să zic așa. Nu sunt nici de cum niște plante adulte. Pulidonisul acesta este pur și simplu magnific. Ia uitați-vă! Mai, dar când va fi mare, cât de frumos va fi. El și acum este o bombonică mică, frumoasă. Când va crește, nu va avea preț. Cât e de frumos. Pur și simplu fenomenal. Splendid. Asta este Californica Queen.
Californica Queen. Mi-a plăcut forma ei. Are forma unui rug. Sau, parcă nici nu e rug. Ia uitați-vă cât e de frumos. Parcă e o varză. Ai, perfect, rotundă. Prima dată văd așa e ceverii. Ai. Wow. Este așa o plantă care se mănâncă. Am uitat cum îi spune. Parcă e ea. Și încă și variegat. Da, vânzătorul n-a specificat că e variegat, am crezut că e verde. Că mi-a atras atenția forma. Ia uitați-vă ce frumoasă e. Parcă e o floare de brusture. N-am văzut în viața mea așa eceverii. Wow. Wow. Parcă e o piatră șlefuită. Prețioasă. Nu vine să cred. Deci pur și simplu un colet plin cu surprize. Wow, nu am cuvinte. Deci aceasta m-a frapat. Foarte cărnoasă și compactă și încă și variegat. Șocant. Plăcut, șocant. M-a lăsat fără cuvinte, dacă sincer. Următoarea eceverie nu are denumire. Știu că este variegată. Vânzătorul a pus o astfel de plantă la concurs. A fost luată de altcineva. Eu nu am reușit. El a văzut că este cerere mare, că mai mulți au vrut și a postat și a doua plantă de acest tip. Nu are o formă bine definită. Este un crucișare de ceva, dar nu știu ce anume, pentru că parcă e agavoidă, pentru că este ascuțită. Este și suculentă tare, e grasă, deci nu are frunzele subțiri, de exemplu, cum are iată, această eceverie, da? Deci frunzele ei sunt mult mai subțiri. Este ceva între acest tip de eceverie, care este destul de gros, și eceveria subțire. Este variegată totodată. Da, tare interesantă formă și grasă. Deci, când aceasta se va hidrata, vedem mai clar ce este. Dar îmi place foarte mult. Sigur, este o agăvuidă. Ce anume, mai specific, mai vedem pe parcurs. Îmi place mult. Laulinsayana Monroe. Vai, ce denumire! Deci, eceveria Laulinsayana Monroe. Acum și o să vedem de ce am luat-o. Să-mi aduc aminte. E clar, am luat-o pentru că e roz, pentru că are frunzele rotunjoare și pentru că e tare, tare drăguț. Este foarte mică, dar nu este asta nimic. Noi ne place să vedem cum eceverile din mici devin mari, frumoase și spectaculoase. Laulinsayana Monroe. Iată așa. Tare drăguță plantă. Tare frumușică. Chiar dacă parcă toate se seamănă între ele, cum spune soțul meu, nu văd nicio deosebire între ele, dar eu le văd. Și ultima este un tiny burger variegat. Nu am avut niciodată un tiny burger. Nici măcar simplu. Iar aici am un tiny burger variegat. Când va crește mare, va fi foarte frumoasă, apropo. Acum nu prea se înțelege. Are un pui. L-am rupt. Haide să-i dăm o șansă. Poate... va crește ceva din el, dar vedem. În rest, ăsta micu e tare frumos. Ăsta micu e plin de culori frumoase, plin de apă înăuntru, o formă perfectă și abia așteaptă să fie sădit și îngrijit. Acestea au fost toate plantele
pe care le-am primit, îmi pare că vreo 24 de bucăți am primit aproape. Eu, de fapt, am făcut două colete, două comenzi aparte, dar vânzătorul mi le-a împreunat pe toate și le-a trimis cu o singură cutie. Fapt pentru care îi mulțumesc. Să nu mă duc prea des la poștă, să nu bat la ochi cu coletele mele. Dar sunt foarte mulțumită. Deci am primit niște exemplare foarte frumoase, foarte sănătoase, întregi. Ia uitați-vă numai la asta ce culoare are, parcă e un extraterestru, nu știu, nu mă pot reprinde cu culorile date. Nu am așa culori încă în colecție. Dar asta o pun ca cireașa de pe tort. Îmi place cel mai mult din toate, pentru că chiar parcă este un juvaier șlefuit. Acestea sunt, deci, plantele în acest colet. Voi mai face un video cu următorul și încă un video cu următorul. Vroiam tare să fac un video din sera mea, să vă arăt cât de frumoase, dar n-am reușit pentru că frigul a venit prea devreme și m-a luat prin surprindere. Am fost nevoită să le mut în casă. Dar o să vă prezint atunci când o să aranjez toate plantele pe rafturi, voi aranja lumina. Asta e o muncă enormă și grea, pentru că necesită atenție și cu multă migală să pui totul și să aranjezi totul. Vă urez o seară frumoasă și ne revedem!